Cu doar 4 zile înainte de începerea școlii, Ministerul Educației a modificat structura anului școlar 2015-2016. Elevii vor avea o săptămână de vacanță de iarnă în plus, iar aceasta va fi în perioada 19 decembrie-10 ianuarie. Copiii de grădinițe, cei de la clasele pregătitoare și cele primare, vor avea o primă vacanță între 31 octombrie și 8 noiembrie. Vacanța dintre semestre va fi între 6 și 14 februarie, iar cea de primăvară între 23 aprilie și 3 mai. Școala se va termina spre sfârșitul lunii iunie 2016, mai exact pe data de 24, iar vacanța mare va deveni mai mică, deoarece la anul elevii vor începe școala pe 11 septembrie. Săptămâna școală altfel are loc în perioada 18-22 aprilie 2016.